A fost identificată o persoană bănuită de comiterea de infracțiuni, au fost puse în aplicare trei mandate de executare a pedepsei închisorii și un mandat european de arestare. Totodată, polițiști au identificat două persoane reclamate ca fiind dispărute. În cadrul acțiunilor organizate pentru neregulile constatate, au fost aplicate 102 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 52.000 de lei, au fost confiscate aproape 300 de pachete cu țigări de contrabandă și indisponibilizați 15 metri cub de material lemnos tăiat sau transportat ilegal.